Eu voiam și am fost la banca de rezerve, am întrebat, m-am consultat cu antrenorul, a fost de acord și dânsul și... Bun, dar de ce te-ai dus tu? Ce veleități de portare ai tu? De ce te-ai dus tu să... Nu știu, nu știu. Îmi dai voie să-ți dau... A fost o chestiune de moment. Adică tu te-ai mai pregătit la antrenamente, te-ai mai distrat la Dinamo? Da, sau mai stăteam în poartă așa, dar... La 3 șuturi odată la 2 ani sau nu știu. Aha. Să știi că eu am o expresie foarte potrivită pentru ce nu poți tu să explici. Se numește divinație. În secunda aia, fără nicio glumă, Dumnezeu ți-a pus mâna în cap și a zis fă-o, du-te. Pentru că nu există o explicație rațională. Iată nici antecedentele. Deci Cosmin, n-ai antecedente de portar, nu? Nu, în afară de, v-am spus, câteva dăți la antrenament, nu. Bun, nici și ce, măcar... ce pur și simplu așa ai simțit tu, să te duci să spui că intri tu în poartă? Da, pe moment asta a fost. Uh-huh. La penaltiuri ți-a fost frică să nu te faci de râs? Nu, sau... de ce? Păi n-aveam la presiune. Nu aveam... El nu avea ce presiune. Cam apărat două penalturi, am fost extraordinar. Dacă nu apăram niciunul, era normal, nu? Aha. Adică asta era mintea mea atunci. Aha. Eu m-am gândit, scuză-mă, la un moment dat, Moții, George Stanca, te salut încă o dată. Bună ziua, la un moment dat, ultima lovitură pe care a dat-o Stanciu, când erai lipit de stâlpul din dreapta ta, și mă uitam, zic, uite bă, cât lasă Moții pentru băiatul ăla, câtă parcelă lasă, suprafață vreo 7 metri pătrați, s-o bage acolo. A fost un noroc că el a dat-o peste bară. No, da, a fost deviată. Da, nu, a spus până... A fost deviată de tip în corn. De ce s-a întâmplat în ultimele minute, am avut noroc, dar vă spun sincer ce simt eu, că meritam să câștigăm înainte de penalti. Ce am simțit eu și în teren și ce simt și acum. De ce? Vino cu niște argumente, te rugăm. Nu știu, cred că în afară de primele 20 de minute, cred că a fost o dominare clară a noastră. Cred. Uh-huh. N-am revăzut meciul din ce am simțit în teren și ce am văzut la sfârșit posesia, nu știu dacă în ultimul timp s-a întâmplat o echipă care joacă împotriva Stelei să aibă 60% posesia. Nu cred. Dar... Sincer, și pentru tine a fost o surpriză că ați dominat Steaua în Harod? Nu, pentru că, vă spun, eu am spus, lumea nu știu dacă m-a băgat în seamă. După meciul tur de la București, am spus-o clar, în Bulgaria, la Sofia, va fi un meci complet diferit față de ce a fost la București. Uh-huh. Presa bulgară, normal, spune că aseară ați umilit Steaua și ați intrat în istorie. Tu ești de acord cu asta? Am intrat în istorie, într-adevăr, am intrat în istorie. O echipă care acum 3 ani era în divizia secundă, 3 ani a câștigat 3 campionate, 2 cupe, 2 supercupe, primăvara Europa League și acum calificare în grupele Champions League. Dar nu știu dacă am umilit sau e mult spus. Într-adevăr, ne-am calificat în fața unei formații bune, dar... De aici până la umilință, nu, cred că e distanță mare. Mm-hmm. E cale lungă din punctul meu de vedere. Spune-mi... Pentru că... Da, te rog. Da. Să nu uităm că golul din minutul 90 nu-l marchez în fiecare zi. Mai credeai, sincer, mai credeai când era minutul 90 că o să dați gol? Credeam, e normal să crezi până în ultimul moment, ținând cont de faptul că și la București noi am primit gol în ultimele minute, minutul 88-89. Dacă... Mm-hmm. S-a făcut dreptate oarecum, eu cred nu? Că gradul... S-a făcut Cosmin dreptate oarecum, nu? Cred că s-a făcut dreptate, dar judecând după jocul prestat de noi ieri. Aha. Cred că era păcat să nu scriem. Da. Eu cred că gradul de umilință care îi se atribuie este a constat tocmai în faptul că, practic, în mare, grosomodo, s-au fost bătute de un portar care nu e portar. Asta e părerea mea. Am și o curiozitate. Tu ai fost desemnat să execuți primul 11 metri? Eram în timpul regulamentar de joc, eram primul jucător care trebuia să execute în caz că aveam 11 metri. Și apoi, la final, eu aveam ceva discuții cu antrenorul de portarie,
cu antrenorii secunzi care mi-au arătat pe laptop câteva dintre execuțiile steliștilor. Și mai cum, mai cum? Stai că nu înțeleg. Când ți le-au arătat pe laptop? Înainte de penalti. A, chiar atunci, în minutele, după ce s-au terminat prelungirile, stai puțin, deci după ce s-au terminat prelungirile, deci după ce s-au terminat prelungirile și până au început penaltiile în alea 5-6 minute, ție... Da, antrenorul portarii avea o listă. Așa. Cu executa în fiecare, cât de la ce meciuri am văzut noi și la ce penaltiuri a avut Steaua, jucătorii care au executat în ce colț, cum a dat... Și ți-au arătat repede imagini pe laptop? Da. Și pe cine ai văzut de ei? Asta e, că nu era decât cheșelul, mai executase înainte și San Martean, dar nu mai era în teren. Aha. Nu era decât din toți care au executat doar cheșelul, știam că executa în stânga mea sus. Aha. Ce chestie? Deci tu ai putut să vezi câțiva jucători imediat în alea 3-4 minute de tensiune? Chestie de organizare. Da, o chestie extraordinară. Extraordinară. Asta chiar mi se pare foarte tare. Bun. Și la Pârvulescu și la Râpă, cum să spun, cum te-ai dus? Din instinct sau pur și simplu te-ai uitat la picioare? Nu, a fost instinct, ci noroc. Și a ales un colț. De unde să mă mai uit? Nu, a fost noroc. Sincer îți spun, eu te întreb ceva, când s-a dus Râpă să execute, eu le-am spus la toți prietenii mei că Râpă ratează. Deci eram, din limbajul corpului mi s-a părut că Râpă ratează. I-am văzut că erau speriați când au venit să toți, nu mai Râpă. Și nu știu de ce erau speriați, nu, treaba lor. Păi bine, ei erau speriați și ți se rupa. Aici a fost. Timorat, un pic timorat. Aha. Mai am o curiozitate, Cosmin. Voi executați, eu știu, la antrenamente, de foarte multe ori penaltiuri? Că mie mi s-a părut aseară că colegii tăi au executat fantastic de bine. După fiecare antrenament, fiecare jucător rămâne, unii execută penaltiuri, unii lovituri libere, unii centrări, fiecare ce simte nevoia, ce crede el că are nevoie. Dar după fiecare antrenament. Dar e adevărat ce spunea antrenorul, că v-ați pregătit special și pentru penaltiuri înainte? O zi înainte, la antrenamentul oficial, am executat și penalti. Și voi ați făcut asta, Helmut, la antrenamentul oficial? Nu, la antrenamentul oficial. Nu, a? Da, pentru că Steaua nici nu-și închipuia probabil că ajung acolo. Vreau să te mai întreb ceva, dar sincer, pe lângă faptul că ați eliminat Steaua, tu, că a fost dinamovist, te-ai bucurat și mai mult că ai eliminat Steaua? M-am bucurat foarte mult că am ajuns în grupele Champions League. Vă spun sincer, asta e cea mai mare bucurie. Și da, e un pic mai mare bucuria că am eliminat Steaua, dar putea să fie oricare altă echipă. Bucuria era enorm. Da, dar aici parcă fiind Steaua e un moț, ținând cont de atâta tradiție. Da. Mă bucur că am spus, Dinamo nu pot uita niciodată. M-am lucrat 7 ani acolo, sufletul meu va rămâne acolo. Uh-huh. Iartă-mă, la răspunsul ăsta destul de evaziv, te acuz de nesinceritate. De ce? Că sunt mult mai bucuros că am ajuns în... Da, nu, și de decență. Decență, în primul rând, dar nesinceritate. Știm cu toții cum se bucură rapidiștii, stai cu unul de vorbă cu unul dintre ei, dar mai în vârstă și mai înțelept, și mai ales cum se bucură, cum s-au bucurat dinamoviștii de aia. Dacă vă dau un exemplu pe bază la anul trecut, eram la fel de bucuros pentru că era prima dată când ajung să joc în grupele Champions League. Da. Pentru mine asta e un lucru important și un lucru care mi l-am dorit în viață. Pe Steaua am mai bătut-o. Da, corect. Da. Și asta e. Vreau să te mai întreb ceva. Cu Kipciu ai apucat să vorbești? V-ați împăcat sau... Nu. Problema a fost declarațiile ale mele care au apărut n-au fost. Cuvintele care au apărut n-au fost ale mele. Mm. Am spus că nu mă interesează ce a zis Kipciu. E treaba lui. Dacă nu mă respectă, n-am nevoie de respectul lui. Atât. Mm-hmm. Nu că mă doare în cot sau alt gen de declarații. Cei care respectă pe cineva, nu poți obligi pe cineva să te respecte. Da, Kipciu ți s-a părut arogant în ceea ce te privește? Chiar nu am înțeles declarația lui, pentru că n-am avut nicio treabă cu el în meciul tot. Dar fiecare... Dar poate și aia a fost răstălbăcită. Da. E, cum va fi când te vei întâlni cu steliștii la Național acum? Cum să spun?
dacă o să fiu acolo, o să fiu o relație civilizată din punctul meu de vedere. Eu n-am nicio problemă cu nimeni. Cosmin, crezi că în momentul ăsta ți-ai câștigat locul de titular, să spunem, pentru meciul de la Atena? Adică vii pe val mare în momentul ăsta, sunt probleme la echipa națională? Nu, locul, dacă ți-ai câștigat locul de titular în poartă, vrea să te întrebe. Nu, știu, nu, sunt oameni acolo care hotărăsc, nu sunt eu în măsură să-mi dau cu părerea. Dacă voi fi convocat, voi veni cu cea mai mare plăcere. Păi convocat ești. Păi ești convocat, dar tu nu știi că ești convocat? Bine, o convocare preliminară. A, că e convocare preliminară, corect, corect. Eu cred că acum vei fi convocat, că poți să joci pe mai multe posturi, cum am văzut aseară. Vreau să te întreb ceva. Înainte, când ați picat cu Steaua, înainte de dubla cu Steaua, sincer, te-ai gândit că ați avut ghinion sau că puteți să-i eliminați? Da, sincer. Ținând cont că am spus-o și atunci, chiar după tragerea la sorți, ținând cont că nu a mai rămas Steaua și bate Borisov, majoritatea ne doream să jucăm cu bate Borisov. Pentru că știam Steaua, eu o știam destul de bine, știam ce fel de jucători sunt, știam cum joacă, știam că o să fie un play-off dificil pentru noi. Cosmin, te-aș mai întreba și o chestiune vis-a-vis de rivalitatea Steaua-Dinamo. Ai primit telefoane din zona asta a clubului, foști colegi, foști jucători care să te felicite special? Sau fani dinamoviști? Sau fani din galerie, nu știu. Nu, fani nu, colegi, foști colegi, actuali prieteni, da. Cine? Da. Cine te-a sunat, ne poți spune? Nu. Nu vrei să expui? Dar e adevărat că ți-a dat și Mutu mesaj? Nu. Ah, nu înțeleg. Nu. Cu Adi nu suntem chiar așa prieteni. Adică nu am... Aha. Bun, vreau să te mai întreb două lucruri. Spune-ne, povestește-ne puțin, după ce s-a terminat meciul aseară, tu fiind acolo un adevărat erou național, că ăsta ești, nu trebuie să ne ferim de cuvinte, asta face fotbalul din oameni. Spune-mi, cum au fost momentele de după meci sau ce te-a emoționat cel mai mult în afară de bucuria calificării? După meci, la vestiare, fanii, nu știu ce... Nu, eram la vestiare, toată lumea era bucuroasă, toată lumea era, eram extraordinar de fericit, dar eu personal încă nu realizasem, nu dusem seama ce s-a întâmplat. Nu venea să cred că cum a fost desfășurarea jocului. Maria, poți să pune o altă întrebare? Da. Întrebarea este, mai bine spune, ce ai făcut dimineață când te-ai trezit? Da. Și ți-ai dat seama... Ce ai făcut? Ce prostii, între ghilimele, zic, ai făcut aseară? Da, a fost, m-am trezit, când m-am trezit, azi dimineața aveam 60 de mesaje, 40 de telefoane. Atunci, de-abia atunci am început să realizez cât de important a fost ce am făcut, ce am reușit aseară. Cosmin, după... Te-a emoționat ceva în tribună sau vreun SMS sau vreun telefon, ceva, nu știu, care chiar te-a emoționat? Sunt telefoane normal care te emoționează, dar cel mai mult, asta vreau să spun, înainte de a ieși la încălzire, înaintea jocului, antrenorii secunzi împreună cu antrenorul principal ne-au pus un filmuleț motivațional de vreo 7 minute, care toată lumea... Nu, toți jucătorii nu știau cum să iasă mai repede pe teren și să dea totul pentru... Ce? Cu cine? Ce filmuleți? De unde? Din ce? Nu, filmuleți cu mai multe, cu meciuri, cu decizii luate de oameni aflați în diverse greutăți, videoclip cu familia fiecărui fotbalist, făcut special pentru meciul de aseară. Videoclip cu familia fiecărui fotbalist de la Ludogoreț, cu încurajări din partea familiei? Da. De pildă, în cazul tău, ce era? Câteva secunde, fiecare familie câteva secunde și... Deci membrii familiei spuneau lucruri emoționante fiecărui jucător, nu? Adică jucătorului din familie, cum ar veni, nu? De pildă, ție. Ție cine a vorbit pentru tine? Prietena mea, iubita mea a vorbit. Și da, care ce ți-a spus? Că te iubește și că să faci un meci mare sau ceva de genul ăsta, nu? Da. Diverse lucruri. Nu. Și au fost exemple, filmulețul motivațional,
Film, foarte multe lucruri interesante. Am aflat despre Ludogoreț în emisiunea de astăzi. Nu mai spune că l-oprești. Da, nu. Lucruri interesante profesioniste. Spune-mi un lucru, Cosmin. În afară de acest filmuleț motivațional în care familia, tații, mamele, frații, iubitele au fost și exemple din străinătate cu cazuri de sportivi care au reușit lucruri uluitoare? Nu, au fost secvențe din finala Milan-Liverpool. În finala Champions League. Fost mai multe lucruri. Am spus să ne uităm unii la alții și nu știam cum să ieșim mai repede pe teren și să facem tot posibilul să câștigăm. Alo, nenea Gâlcă, o să-ți trimit emisiunea, să fac un CD cu emisiunea și îți trimit CD-ul. Ca să vezi cum se pregătește un meci de Champions League și cu 20 de milioane de euro miză. Doar asta vreau să-l mai întreb și vă las. Mă duc, ies un sfert de oră ca să mai vorbim. Așa, vreau asta să mai întreb. Cât ați avut Cosmin prima? Nu a fost suficient. Nu, dar fost... e... Nu, acum ce e? Secret? Noi suntem în România, ce drag. Acum chiar... Eu te întreb apropo de ce se întâmplă la noi. Înțelegi? Undeva la 2-3 mii de euro sau mult mai mare? Mai mare. Undeva la 5 mii? Mai mare. Nu, 10 mii de căciulă? Cal, drept. Mai mare. Serios? Mai zero. Nu uiți, zero. Cu zero în spate. Ce, 100 de mii de euro de căciulă? Acolo, aproximativ. Depinde fiecare cât... De nu, dar zic în jur de... De 100 de mii titulari, nu? Mai mult sau mai puțin. Păi dar nu e, dar ce e? Un secret? Noi suntem în România, ce nu vine fiscul pe teren. Iar tu ai fost premiat special, că până la urmă ai fost eroul meciului, nu? Ce ți-a zis patronul? Nu, n-am vorbit foarte mult. Am venit în vestiar, era euforia câștigării meciului. N-am apucat să vorbesc foarte mult. Jucătorii, ce ți-au zis jucătorii, colegii tăi? M-au felicitat, m-au pupat toți. S-au... Nu, ce să mai... Ți-au pus căldări de apă în cap? Mi-au pus de toate. Șampanie? Șampanie, tot ce era. Deci a fost, ce să mai, de vis, o zi de neuitată. Da. A fost o seară de neuitat, da, într-adevăr. Nu știu dacă știi că patronul a anunțat că o peluza stadionului se va numi Moții. Am văzut și eu declarațiile dânsului. Și? Mă bucură lucrul ăsta, nu? Nu... Mi se pare formidabil. Mă bucură, sunt flatat. Aha. Crezi că unii români nu vor înțelege și te vor urâ? Unii fansteliști? Cu siguranță. De ce? Cu siguranță, dar nu văd de ce... Păi nu știu asta, nu știu de ce. Mi-am făcut treaba și tot timpul unde am fost am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. Cosmin, mă scuzi, prin comparație voiam să spun că mi se pare un lucru extrem de ciudat. La final. Faptul că în Bulgaria tu vei avea o tribună care se va numi Cosmin Moții fiind în viață. Când Dinamo, tragic cum știm, are o tribună numită regretabil Hâldan. Îți dai seama câtă încărcătură este, câtă tensiune de viață, pentru că tu ai dat aseară un exemplu fabulos de ceea ce este viața prin fotbal. Și că, de fapt, fotbalul este viață. Da, așa e. Am spus, sunt foarte bucuros de lucrul ăsta și sunt bucuros că lumea nu după meciul de aseară sau nu după ultimele 2-3 meciuri, de când am început să joc la Ludogoreț, lumea m-a apreciat. M-a apreciat și nu pentru meciurile bune, ci pentru ce încerc să fac pe teren. Alteori se întâmplă să mai greșești, sunt lucruri normale, sunt omenești. Cosmin, spuneai că în filmulețul acela motivațional ați văzut inclusiv secvențe de la Milan-Liverpool, celebra finală a Ligii Campionilor. Să le spunem la oameni că poate n-au văzut. Conducea Milan cu 3-0 și în ultimile 30 de minute Liverpool a egalat și a bătut la penalturi și a câștigat Champions League. Întrebarea următoare, te-a inspirat cumva din Dudek cu acel dans de la loviturile de la 11 metri, fiindcă Dudek a făcut cam aceeași, același scenariu atunci. Vă spun sincer, nu știam ce să fac, că la un moment dat făceam anumite mișcări și mă luase pe mine râsul gândindu-mă ce lucruri fac acolo. Ți se părea că ești un pic comic. Chiar nu conștientizam. A, ți se părea că ești comic, nu? Da, lumea râde de mine pe acolo, cine știe ce.
Dar a avut arbitru câteva intervenții în care ți-a atras atenția la acele momente. Ce îți spunea? Domne, stai pe linie, stai calm, ce spune? Da, să stau pe linie. Pot. Și Cosmin, s-a mai întâmplat ceva? Pentru că trebuie să fim corecți până la capăt, chiar dacă nu ne convine ce s-a întâmplat. Suntem și noi extrem de dezamăgiți, pentru că lasă, nu doar Steaua pierde, și noi presa din România pierdem enorm, pentru că Steaua nu este în Champions League. De nu e vorba doar de sentimental și român. Noi care avem și, cum să spun, business de presă, eu am site-ul meu, fanatic.ro și mai departe, toți suntem dezamăgiți, la fel ca Steaua, și de partea frumoasă că jucai în Champions League, imn, și, cum să spun, de tot ce ar fi însemnat calificarea. Însă, ți-am zis, adică, cum să spun, una peste alta, dezamăgire imensă și tu probabil că o înțelegi. Da, da. Am trecut și eu prin momente din astea. Știu cum. Știu cum e pentru un jucător să rateze calificarea în ultimele momente, în ultimele minute. E foarte greu. E dureros. Și ce facem noi acum? Ne scoatem din pod antena de bulgari de acum 30 de ani. Înțelegi? Ca să vedem echipe adevărate, că noi nu mai avem nimic pe televiziunile noastre. Evident, glumesc, pentru că acum sunt atâtea televiziuni care le dau. Dar cam asta este metaforic ceea ce se întâmplă cu noi în acest moment cu fotbalul românesc. Da, dar Helmut Ducadam vrea să spună câteva cuvinte. Câte vrei, Helmut, te rog. Între voi portarii. Da, între voi portarii, da. Dar să nu devii agresiv, te rog, da? Că omul n-are nicio vină, da? Nu, lăsând la o parte dezamăgirea noastră foarte mare. Am fost la 3 minute practic de o performanță mare. Trebuie să păstrăm limitele fair play-ului și eu vreau să te felicit sincer pentru tot ce ai realizat, pentru jocul din ambele partide, pentru că nu vă mulțumesc, vă mulțumesc. Nu trebuie uitate că ai făcut două jocuri excepționale. Nu bune, excepționale, da. Și părerea mea că ești îndrituit la cum joci, să te bați pentru postul de titular la echipa națională, la forma care o ai în momentul de față. Iar faptul că ai avut acea, eu știu, stare să execuți chiar primul penalt și să marchezi, încă o dată felicitări și rămâi, asta e adevărul, în istoria Ligii Campionilor. Și să-ți mai spun, Cosmin, ceva tot pentru fair play. Ți-am zis, chiar dacă nouă nu ne convine, Ludogore s-a calificat meritat una peste alta. Asta este adevărul adevărat. Și îți mai spun încă ceva. A fost o seară în care arbitrul a tras cu Steaua. Steaua trebuia să ia două cartonașe roșii în două minute, al doilea galben la Varela și roșu direct la Prepeliță după două minute. Da, la Varela mi s-a părut și mie al doilea cartonaș galben. 100% la Varela era, la Prepeliță a fost între galben și roșu. Talpa... Nu aminte. Și eu am fost de aceeași părere în teren, a fost chiar nu. Că am văzut fazele. Credem. Dar ce mi s-a părut în teren și mie mi s-a părut al doilea cartonaș galben. Dar probabil n-a vrut să rupă echilibrul jocului. Dar nu, stai că nu aici, nu insinuez nimic, pur și simplu așa a văzut. Dar arbitrajul a avantajat ieri Steaua și e cu atât mai trist că nu ne-am calificat. Mă întrebam acolo, haz de necaz, da. Știi cum fac? Mă întrebam acum dacă reușeai să-l prinzi tu pe Varela, că ai dat cu piciorul după el. Da. Mamă, dar da. Acum mi-am adus aminte. Poate că era mai bine să te elimine pe tine și să elimine portarul la penalti. Mamă, dar ai dat una peste joale lui Varela. A vrut, nu l-a prins. Cam nu l-am prins. Deci, eu sunt normal. Dar poate era mai bine. Opresc ca da. Da, știu. Era mai bine. De ce nu l-ai prins, Cosmin? De ce nu l-ai faultat? Asta a fost soarta. Da, justin. Cosmin, o întrebare și o provocare, de fapt, și către tine și către Helmut. Ai fi pregătit la o partidă 1 contra 1 la lovituri de la 11 metri, tu contra Helmut Ducadam? Eu n-aș fi pregătit. Nu, mi-a spus că nu, a fost o întâmplare. Nu mai vreau să ajung în asemenea momente. Aș vrea să fie același final, dar nu mi-aș mai dori să trec prin asemenea momente. Cosmin, felicitări! Pe lângă faptul că ai jucat foarte bine, e și un tip de caracter. Ai dovedit-o, cum a spus Helmut, în momentul în care ai bătut primul penaltiul și când ți-ai asumat toată această povară, pentru că îți dai seama, puteai într-adevăr să fii comic și chiar penibil la un moment dat, cu mingile trecând pe lângă tine. Uite însă că așa a vrut Dumnezeu, fotbalului a vrut, ca știi cum a vrut, cei mai curajoși
cei mai îndrăzneți să meargă mai departe. Pentru că, în mod clar, voi ați fost mai curajoși și mai îndrăzneți aseară decât Steaua. Steaua a păcătuit la acest capitol. Și viața, uite, va răsplăti pe voi, iar la 18.45 astăzi, când începe tragerea la sorți, voi o să fiți în urnă și Steaua, din păcate, o să fie acasă și o să plângă. Așa e viața. Mulțumesc! Cu plăcere, o zi bună vă doresc! La revedere! Tocmai asta voiam să zic, că eu ne lăudam.